Aș vrea să vedem ce se întâmplă când Duhul Sfânt se coboară. Ce se întâmplă? De ce este important, de ce este imperios necesar să avem Duhul Sfânt în biserică? De ce este important fetele acestea, băieții care sunt în sală, tinerii noștri, să fie botezați cu Duhul Sfânt? De ce cultul pentecostal a făcut o regulă și a zis, dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, nu te putem ordina? Nici în slujba de diacon, nici în slujba de prezbiter, nici în slujba de pastor. Dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, nu te ordinăm. Și bine au făcut că au avut și au regulă aceasta. De ce este nevoie de oameni în slujbă botezați cu Duhul Sfânt? De ce este nevoie dirijorul să fie botezat cu Duhul Sfânt? De ce este necesar coriștii care cântă să fie botezați cu Duhul Sfânt? De ce este important? Ce se întâmplă când Duhul Sfânt se coboară peste un om? Aș vrea să vă spun, să vă dau un singur exemplu din Vechiul Testament. Vă amintiți? A venit într-o zi, a venit într -o zi la, la, la Saul, a venit un proroc. Ce ai face tu să vină un astfel de proroc la tine? Și i-a spus așa, știu ce faci, știu ce cauți. Iată că ceea ce tu cauți se găsește în locul cutare. Du-te acolo și le vei găsi. Dar până pe drum mergând pe drum până vei ajunge la locul cu să găsești ceea ce cauți, au pierdut măgărițele tatălui său și sau era tensionat, era speriat, că acum nu știe ce va face tata cu el și acum le căuta disperat. Și prorocul le-a spus, se găsesc acolo. Când vei merge pe drum, vei întâlni o ceată de proroci. Duhul Domnului se va coborâ peste tine și vei fi transformat într-un alt om. Când Duhul Sfânt se coboară peste un om, acel om e transformat în alt om. Noi avem nevoie de alți oameni. Avem nevoie de alți coriști. Adică tot de voi avem nevoie. Să nu credeți că voi trebuie să plecați să vină alții. Avem nevoie de alți predicatori. Avem nevoie de alt păstor. Ziceți mai tare, amin. Avem nevoie de alt cor de acești oameni, avem nevoie de voi, de fiecare, avem noi nevoie, dar avem nevoie de oameni transformați. Și când Duhul Sfânt se coboară peste un om, acel om devine alt om. Știți ce s-a întâmplat cu Saul? A început să prorocească. Pentru că mediul contează când te duci între proroci, când te duci, când te duci între oameni sfinți. Mediul contează. Contează în ce mediu te duci. A ajuns în mediul prorocilor, Duhul Domnului s-a coborât peste el și a început și el să prorocească. Contează, iubiți tineri, care vis prietenii, cu ce, în ce medii te duci. Păi vrem să se coboare Duhul Sfânt peste noi. Miercuri avem rugăciune, dar noi mergem la fotbal. Nu-i păcat să joci fotbal. Joacă fotbal cât vrei, dar nu când îi rugăciune. Aș vrea să ne uităm puțin aici în Biblie, că Biblia asta ne învață pe noi. Nu-i păcat să faci sport, să nu mă înțelegeți greșit. Dar când este o acțiune în biserică și tu un loc să mergi la biserică, mergi în altă parte, nu la fotbal, la lucru, deja poate fi un păcat. Și aș să vă spun de ce. Uitați-vă ce spune Biblia aici. Faptele Apostolilor, capitolul 2. Ascultați-mă bine, nu știu cum sună în engleză, dar vă rog să-l puneți, să vedem cum sună și în engleză. În limba română spune așa, în ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Frați și surori, care ați fost la școală, toți ați fost la școală și ați învățat gramatica limba română. Toți împreună îi pleonazm. Știți ce înseamnă un pleonazm? Un pleonasm este când vorbești despre un substantiv și îl argumentezi cu un alt substantiv, adică babă bătrână. Păi dacă e babă, normal că e bătrână. Moș bătrân. Păi dacă e moș, normal că e bătrân. Toți împreună, păi dacă sunt toți, înseamnă că sunt împreună, nu pot să fie altundeva. Acum o fi aici vreo greșeală gramaticală când Cornilescu traduce toți împreună? Nu, nu știa Cornilescu cum să traducă, cum să ne se să, să exprim, să exprime, mai clar faptul că oamenii ăștia erau împreună, erau adunați, că era o inimă și un cuget, că erau uniți. Și ca să se să au gândit Cornilescu ca să se pot eu să să explic celor ce vor citi Biblia că toți împreună înseamnă unitate, am să spun, am să folosesc Că nu știu care cuvânt mai bun ca să exprime unitate ar fi decât folosind acest pleonazm. Toți împreună. Și încă ceva. În același loc. Înțelegi de ce e păcat când Miercurea, de exemplu, este rugăciune, tu să fii în alt loc. Păi nu la întâmplare spune toți împreună în același loc. Că noi putem fi toți împreună, dar în locuri diferite. În același loc. Contează foarte mult unitatea. Iisus a rugat pentru unitate. Să fim toți împreună și în același loc. Făi, Tată, una. Cum eu cu tine sunt una. Și Dumnezeu cu Domnul Iisus, Tatăl cu Iisus e una. Și sunt în același loc. În același loc mereu. Făi, Doamne, să fie una cum noi suntem una. Eu în ei și tu în mine. Când o familie este unită, când soțul cu Soția sunt uniți. Acea familie este puternică. Acea familie va fi o familie sănătoasă. Copiii vor fi copii sănătoși. Dar când într-o familie există dezbinare, când nu există unitate, când locul unde ar trebui să te simți cel mai bine, adică în familie, când locul unde ar trebui să fii un colț de rai când te duci stresat după o zi de lucru. Nu? -i? Atunci e grav. Când într-o biserică nu există unitate, când nu există părtășie, nici Dumnezeu nu poate lucra. Auziți, Dumnezeu face minuni dintr-o dată. Și ce ne surprinde, ce frumos e că Dumnezeu ne surprinde cu minunile sale așa instantaneu, fără să ne spună. Biblia spune că erau 120, oamenii aceștia se adunau acolo și se rugau. Nu știu ce făceau. Se rugau, cântau, predicau, asta făceau. Și dintr-o dată s-a întâmplat ceva. Dintr-o dată. Mă rog, Domnului, ca dintr-o dată să se întâmple ceva în dimineața asta. Ai așteptat ceva să se întâmple dintr-o dată? Dumnezeu face lucruri dintr-o dată. Lui Dumnezeu nu-i trebuie timp de pregătire. Dumnezeu poate să facă lucrări dintr-o dată. Dumnezeu poate să te vindece dintr-o dată. Dumnezeu poate să te schimbe dintr-o dată, să te mântuiască dintr-o dată. Dumnezeu este un Dumnezeu care face lucruri la clipeală. Spune Biblia că noi vom fi transformați dintr-o dată, la clipia la ochiului. Și aș vrea în această dimineață să vedem ce se întâmplă când se coboară Duhul Sfânt. Să vedem ce s-a întâmplat în faptele Apostolilor când s-a coborât Duhul Sfânt. Ce se întâmplă? Primul lucru care se întâmplă atunci când se coboară Duhul Sfânt este că se produce o mișcare. Se produce o mișcare. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau. S-a produs o mișcare. Când Duhul Sfânt se coboară peste cineva, când Duhul Sfânt vine undeva, acolo se mișcă lucrurile. Se produce mișcare. De fapt, Biblia îl descrie pe Duhul Sfânt ca fiind un Duh dinamic, un Duh în mișcare. Genesa 1 cu 2 spune că Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Duhul Domnului este un Duh în mișcare. Când vine Duhul Sfânt se întâmplă ceva. Vă amintiți de Ezechiel? Am mai spus nu cu mult timp în urmă de Ezechiel, de profetul acesta tânăr care a fost deportat din țara lui, care de tânăr a fost dus departe de Israel și care a visat tot timpul să se întoarcă acasă. Toți prorocii de pe vremea lui proroceau că Israel se va întoarce acasă fiind duș în robie. Singurul care, care prorocea invers și spunea că nu vă veți întoarce acasă. Nici voi, nici generațiile care vin, o să trebuiască timp și timp și generații până o să vă întoarceți acasă. Și poporul a urât pentru că prorocea cum nu le plăcea. Ei doreau proroci care să le prorocească pe gustul lor, să le spună ce vor ei, să le, să le prezică un viitor politic extraordinar. El nu făcea lucrul acesta. Națiunea lui Israel a ajuns într-o situație grea. Și spune Biblia că l-a dus într-un cimitir cu oase. Și acolo, într-un cimitir cu oase, Duhul Domnului i-a zis, Dumnezeu i-a zis, când l-a dus acolo în valea aceea cu oase, prorocește acum Ezechiel. Ce să prorocezi, Doamne? Crezi tu că oasele acestea o să învieze? Dar cum să învieze, Doamne? Că sunt oase de multe vreme, erau lăsate acolo pe câmp deja sunt prăștiate, nu mai erau uh, acele schelete normal să le vezi ca schelete, ci oase împrăștiată pe toată fața voi Doamne, Tu știi prorocește Ezechiel ca oasele acestea să învie și scrie în Ezechiel 37 am prorocit cum ni se poruncise și am zis oase uscate ascultați cuvântul Domnului să intre Duh în voi și să învieze. Și să înviați. Și zicea Ezechiel, am auzit un vuiet ca a văjuit unui vânt puternic care s-a coborât din cer de la Dumnezeu și a început să intre printre oase și a început să se întâmple ceva, s-a produs o mișcare. Oasele au început toate să se ducă la locul lor și s-au format schelete Mișcarea aceea produsă de Duhul, de Duhul lui Dumnezeu, a făcut să apară acele schelete. Apoi a făcut să crească, a prorocit în continuare, am primit curaj în prorocie, să crească acum vene pe voi, să crească carne, să crească piele. Și așa s-a întâmplat. A început să se producă mișcare. Pentru că atunci când se coboară Duhul lui Dumnezeu, se produce mișcare. Vreau să te întreb, când ai fost mișcat în ființa ta ultima dată într-o biserică? Când s-a coborât Duhul Sfânt peste tine să fii mișcat? Știi ce înseamnă să fii mișcat? Să plângi, să simți prezența lui Dumnezeu în tine. Asta înseamnă să fii mișcat. Să zici, mergând acasă pe drum, am fost mișcat la biserica asta. M-a mișcat ceva. Pentru că atunci când vine Duhul lui Dumnezeu, te mișcă. Biserica Pentecostală nu are voie să aibă creștini care dorm în timpul slujbelor sau care sunt indiferenți în timpul predicii. Pentru că ne dorim o prezență a Duhului lui Dumnezeu care să te miște, care să mă miște. Să fim mișcați la o cântare, să fim mișcați la o predică, să fim mișcați la o poezie, dacă nimic nu te mișcă ceva mai grav. Duhul al lui Dumnezeu coboară-te peste azi, azi peste noi și mișcă-ne. Mișcă-ne la predică să nu dormim, să ne scuturi, să ne trezești, Doamne, să ne pocăim, să ne întoarcem la Tine. Îți disperați păstorii, disperați slujitorii, că nu mai știu ce să facă cu membrii bisericilor ca să fie mișcați. Și fiindcă ne depărtăm de cele sfinte și Duhul Domnului se depărtează de noi, încercăm tot felul de surogate, de înlocuiri în biserică, numai ca să captăm atenția, ca să nu se plictisească publicul, facem orice și am ajuns să ne asemănăm tot mai mult cu lumea. Spectacole firești pentru oameni duhovnicești, ca să fie mișcați cumva. Mă rog din toată inima și arde dorul acesta, dorința asta în mine de multă vreme. N-aș vrea să facem așa. Ce aș vrea Duhul Domnului să ne miște. Știți când Samson scrie Biblia, că a început să fie mișcat de Duhul Domnului. Și Duhul Domnului a început să-l miște între Țoreia și Eștaol. Erau două localități. Dar când a început Duhul Domnului să-l miște, nu au mai venit filistenii pe acolo. Când Duhul Domnului începe să te miște, diavolul nu mai are ce căuta. Diavolul îi pus pe fugă pentru că zice ăsta e un om mișcat de Duhul lui Dumnezeu. Când tu începi să te miști și să te lași mișcat de Duhul lui Dumnezeu, când Duhul lui Dumnezeu te trimite în anumite lucruri să le faci în anumite direcții și tu le faci, când ești mișcat de Duhul lui Dumnezeu este ceva extraordinar. Vreau să te întreb încă o dată, când ai fost ultima dată mișcat de Duhul lui Dumnezeu? În această dimineață de Rusali, Mă rog înaintea lui Dumnezeu să-L trimită pe Duhul Sfânt să ne miște pe toți. Bine a zis Oliver Cromwell. Atunci când a ajuns Anglia în criză, când căutau aur peste tot să bată monede și nu mai aveau, au găsit aur în biserici, pentru că erau multe statuiete din aur în biserică, care zugrăveau figuri ale sfinților. Și a zis el la un moment dat, Oliver Cromwell, ce mă interesează de sfinții aia reci din biserică, care îți confecționați din aur și care nu fac nimic. Vă dau un ordin, soldați. Intrați în biserici, luați toți sfinții, topiți sfinții aia din aur, bateți monede și puneți-le în circulație. Când Duhul Domnului te mișcă, te topește, te pune în circulație. Noi ne tot rugăm, Doamne, du-te tu pe la bolnav, du-te pe la sora Catița, Doamne, vezi ce face sora Catița. Dar eu te întreb, tu când te duci? Că un om mișcat de Duhul lui Dumnezeu este un om interesat de fratele, de sora. Am dat un exemplu doar, poate să fie și alții, sora Ana, sora XYZ. Câți nu sunt? Când ne pune Duhul Domnului pe noi în mișcare? Când ne lăsăm noi mișcați de Duhul lui Dumnezeu? Când Duhul lui Dumnezeu s-a coborât, s-a produs mișcare. Și ăștia, 120, au început să se miște. Și când au început ăștia să se miște. Știți că biserica asta a crescut într-o singură zi aproape la 3.000 de oameni? Noi ne tot chinuim să ducem un membru alt. O biserică a crescut într-o singură zi. De la 120 la aproape 3.000. Pentru că a început Duhul Domnului să-i miște. Biserica Pentecostală are nevoie de mișcare. Și această mișcare nu o produc schimbări politice. Nici măcar schimbări de comitet. Putem schimba, putem să te schimbăm la oameni. Și să-i punem pe alții, și pe alții, și pe alții. Adevărata schimbare începe cu tine. Începe cu mine. Când noi suntem mișcați în interior, când Duhul Sfânt începe să ne miște, încep să se miște și cei din jur. Dar până nu sunt eu mișcat, nu ești nici tu mișcat. Și venim aici și zicem: Nu se întâmplă nimic. Mă nu se întâmplă nimic. Mă ce plicticos, mă ce. Mă... Păi, așa i Îți dau dreptate. Dar hai să schimbăm ceva împreună azi. Să-l rugăm pe Dumnezeu să-l lase pe Duhul Domnului să ne miște. Și sunt sigur și îți garantez că se vor mișca lucruri din casa ta. Se vor mișca lucruri în viața ta. Vei schimba ceva. Un al doilea lucru. Când Duhul Sfânt se coboară, se schimbă vorbirea. Primul semn al botezului cu Duhul Sfânt, să știe Biserica Maranata și oricine ascultă această predică de pe internet. Primul semn că Duhul Sfânt s-a coborât peste o persoană e că acea persoană își schimbă vorbirea. Vorbește într-o altă limbă. Nu există botez fără vorbire în limbi. Nu există să-ți se spune, oh, tu ești botezat, dar n-am vorbit niciodată în limbi. Nu contează, tu ești botezat, nu-i adevărat. Tu, dacă n-ai vorbit odată cel puțin în limbi, n-ai fost botezat. Botezul nu se primește când intri în apa botezului, în apă, nu atunci ești botezat cu Duhul Sfânt. Nu se primește atunci când te convertești. Convertirea e una, botezul cu Duhul Sfânt e alta. Și Saul s-a convertit pe drumul Damascului, dar nu pe drumul Damascului a fost botezat cu Duhul Sfânt. A venit Anania, prorocul, a intrat și a zis, Domnul m-a trimis la tine, frate Saule, să te vindeci și să fii umplut de Duhul Sfânt. Și și-a pus mâinile peste Saul și Saul a primit Duhul Sfânt. Pentru că convertirea nu-i botez cu Duhul Sfânt. Când, vor, când ești botezat cu Duhul Sfânt, primul semn e că vorbești în altă limbă. Și mai mult decât atât, eu am mai auzit creștini care vorbesc în alte limbi în biserică, dar când ies afară să te ferească Dumnezeu, ce limbă maternă au. Când Duhul Sfânt s-a atins vorbirea și tu vorbești în alte limbi și limba maternă este schimbată. Știți la ce mă refer? Știți că Biblia scrie niciun cuvânt stricat să nu-ți din gură? Să nu se audă între voi nici strigare, nici cuvinte porcoase, Păi cum poți să spui tu, frate pentecostal, care vorbești în alte limbi, că îți permis să spui glume proaste? Cum îți poți permite să spui lucruri care n-ar trebui să-ți iasă din gură, lucruri murdare, când ești nervos, bineînțeles, când ești bine dispus, mă gândesc că nu o faci. Când Duhul Domnului se coboară peste un ucenic, îi se schimbă vorbirea, chiar și vorbirea maternă. De aceea spune Apostolul Iacov, că din aceeași vână de izvor, din același loc de unde țâșnește apa, nu poate să iasă și apă dulce și apă amară. Ce ori apă dulce, ori apă amară. Un om botezat de Domnul cu Duhul Sfânt are și o vorbire deosebită. În Psalmul 40 spune David în felul următor, îmi pusesem în nădejdea în Domnul. S-a plecat spre mine. Mi-a auzit glasul. M-a ridicat din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă. Și în gură, spuneți dumneavoastră tare, știți psalmul 40 sau nu știți? Ce mi-a pus în gură? O cântare! Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul, dar de ce trebuia să spună? Mi-au pus în gură o cântare. De ce nu mi-au pus în gură o predică? Pentru că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, ți se schimbă cântarea, ți se schimbă vorbirea. Ucenicii aceștia au vorbit în alte limbi. Acum există vorbiri, Biblia spune în 1 Corinteni 13:1, că există două feluri de limbi. Există limbi omenești și limbi îngerești. La botezul cu Duhul Sfânt tu poți să vorbești într-o altă limbă omenească sau într-o limbă cerească. Cert este un singur lucru, că atunci când vorbești în limbi, mintea ta este fără rod, adică tu nu știi ce vorbești când vorbești în limbi. Pentru că este o limbă străină de știința, de, de mintea ta. Dar în momentul vorbirii în limbi, te zidești pe tine însuți îi spui taine lui Dumnezeu, Duhul Domnului, de fapt, se roagă prin tine și te zidești sufletește. Apostolul Pavel încurajează vorbirea în limbi, dar în același timp dă și el pentru vorbirea în limbi. Spune să nu, eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Nu trebuie să încetați în a vorbi în limbi. Când ai vorbit ultima dată în limbi? Botezați cu Duhul Sfânt, dar au vorbit odată în limbi și de atunci nu mai vorbit și nu mai vorbește nici azi. Vă încurajez să vorbiți în alte limbi. Acasă, în biserică. Dar toate acestea trebuie făcute și cu rânduială. Citiți, vă rog, ce spune în 1 Corinteni. Citiți toată cartea Corinteni, pentru că așa e mai bine, să o citiți și să o citim ca să vedem continuitatea și să înțelegem ce vrea să spună și să scrie Apostolul Pavel Corintenilor. Un al treilea lucru, atunci când Duhul Sfânt se coboară, stârnește interesul celor din jur. Câți oameni din Phoenix sunt interesați să vină în Biserica Maranata datorită nouă? Prin viața noastră stârnim noi interes celor din jur să vină la biserică. Elim, Happy Valley, Eclesia, Agape, oricare altă biserică. Prin viața noastră de români, care o trăim aici printre americani, stârnim noi interesul altor români care nu merg nicăieri la biserică să vină la biserică? Nu. Asta este realitatea. Și aș vrea Dumnezeu să ne ierte. Când Duhul Domnului se coboară peste noi, să știi că stârnește interes celor din jur. Știi, unul din lucrurile care le-a făcut Duhul Sfânt aici în faptele apostolilor, dacă nu s-ar fi coborât Duhul Sfânt, tot 120 rămâneau, ba, poate mai scădeau. Dar când Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, știi, primul lucru care l-a făcut, știi ce a făcut? o scos biserica din zidurile bisericii afară. i o scos afară din biserică și o zis, nu mai stați între patru pereți. Ieșiți afară! Păi cum credeți că au auzit cretanii, elamiții, mesopotamienii, cei din Frigia, Pafos și așa mai departe? Cum credeți că i-au auzit? Că au ieșit afară din biserică. Au început să iasă dintre ziduri afară. Biserica o ieșit dintre ziduri. Și când biserica iese dintre ziduri și este plină de Duhul Sfânt, cei din jur sunt mișcați. Or fi împotrivitori, că totdeauna au fost împotrivitori. Or fi bat ai lucrării lui Dumnezeu, că totdeauna au fost. Dar vor fi și apărători. Întotdeauna. Și acel apărător trebuie să fii tu și eu. S-a ridicat Petru plin de Duhul Sfânt și a zis, cum credeți voi că un om beat, care n-a vorbit niciodată engleza, acum poate vorbi engleza la perfect? Oamenii aceștia nu zbeți, cum vă imaginați voi? Le-a spus împotrivitorilor? Ce asta este ce a spus Dumnezeu? Sunt multe lucruri care s-ar întâmpla dacă fiecare am ieșit în afara zidurilor și am face ceea ce trebuie să facem. Am influențat viața altor români. Sunt atâția care pierd, sunt atâția care mor, sunt atâția care au nevoie de tine și de mine. Și poate nici nu ne pasă. Suntem atât de, cum se spunea aici, atât de consumați de a face bani, de a avea geaburi. Și prea puțin interesați de a câștiga suflete. Așa a crescut biserica, de la 120 la 3000, că a ieșit afară dintre ziduri. Vedeți câte locuri avem încă goale. Nu ești vinovat, nu te simți vinovat, nu te doare pentru un loc gol. Nu te doare pentru un scaun gol. Să zici, mă, ce aș putea eu să fac pentru lucrarea asta lui Dumnezeu? Măcar să nu fie locul ăla gol. Ia un loc din biserică, fiecare să luăm un loc din biserică și zic, uite, eu pentru scaunul ăsta mă rog ca, și mă fac tot ce pot să aduc pe cineva să se umple scaunul ăsta. Dacă ieșim dintre ziduri, dacă ne eliberăm de confort, dacă ne doare de cei pierduți, dacă avem în noi Duhul lui Dumnezeu, vom face asta. Dacă nu vom dormi în continuare în letargia noastră, în somnul nostru, somn ușor, în continuare, și va veni Domnul dintr-o dată și s-ar putea să fie prea târziu pentru mulți. Doamne, trezește-ne! Un al patrulea lucru, când Duhul Domnului se coboară, primim curaj în a propovădui Evanghelia și a trăi Evanghelia. Cum era Petru înainte când i-a spus Domnului Iisus, știi ce, Doamne, ce vorbești? Te duci la Ierusalim. Și acolo la Ierusalim tu o să fii crucificat? Ce vorbești, Doamne? Păi dacă trebuie, uite-te aici la mine, tu știi că eu sunt Petru, doar mă cunoști. Eu dacă trebuie cu tine mă duc până la moarte. Frumoase cuvinte numai că nu erau adevărate. I-a spus Domnul Petre, în noaptea asta tu ai să te lepezi de mine. Eu, Doamne, chiar dacă toți ăștia te-ar părăsi, te rog să nu mă contrazici, eu știu bine cine sunt. Nu mă cunoști, Doamne, eu mă cunosc. Cu tine mă duc până la moarte. Cine a avut dreptate? Domnul. Petru era gură mare, că sunt mulți gură mare, Facem, facem, frate Nelu. Hai, băi, dăi, facem! Și când să facem, rămân singur. Alții nici gură mare nu mai au. <laughs> Dar după ce Duhul Sfânt s-a coborât peste Petru, Petru s-a schimbat. Este primul apologet. Știi ce înseamnă apologet? Știi ce înseamnă apologet? Nu știi? Știi? Apologet înseamnă unul care apără un adevăr. Da? Ați înțeles acum? Unul care apără un adevăr. Este primul apologet, primul apărător al Bisericii Primare, Petru. S-a ridicat în fața acelei mulțimi supărate, în fața acestor înverșunați, în fața acestor împotrivitori și a zis îmi amintesc de ce spun scripturile oamenii ăștia nu zbeți U, uh, dacă ascultați cuvântarea lui Petru e atât de tăios îmi zice voi l-ați răstignit pe Domnul Slavei voi ați făcut așa cu el păi să le spui așa ceva iudeilor și romanilor însemna atunci moarte sigură dar pe Petru nu l-a mai interesat pentru că un om plin de Duhul Sfânt e gata să moară pentru Domnul și pentru adevăr. Eu vreau să te întreb în dimineața asta, ascultă-mă bine, poate nici nu ai auzit toată predica, dar ascultă-mă întrebarea asta. Pentru principiile care tu le ai, ești gata să mori sau nu? Ce principii creștine ai în tine pentru care ai fi gata să mori? Sau n-ai niciun principiu creștin? Și orice lege politică ar veni pe tine, te îndoaie, te conformează și te face uniform cu ceilalți. Există un singur principiu creștin în tine pentru care zici, eu la ăsta nu renunț și dacă mă tai în bucăți. Sau nu există niciunul. Dumnezeu să ne trezească. Când Duhul Sfânt se coboară peste o persoană, acea persoană nu mai tace din gură. El predică și predică și predică Evanghelia. Eram la institut și v-am povestit eu odată, vă mai povestesc pentru că îmi place mult, acel moment n-am să-l niciodată. Eram în anul 2 acum. Și în anul 2 am ajuns la concluzia că eu nu sunt schemat ca să fiu predicator. N-am nicio legătură cu pastorația și cu chemarea asta de predicator. Și de pastorație. Și am zis să-mi fac bagajele și plec acasă. Numai că înainte să plec acasă, fratele Trandafir, nu știu, Dumnezeu a făcut așa, sigur, mi-a spus, Filipe, duminică dimineața ești la predică. Era într-o joi seara. Și el așa instantaneu și el venea și ne numea. Punea duminică dimineața la predică câte doi. Cel mai slab predica primul, cel mai bun predica al doilea. Normal că eu fiind cel mai slab predicam primul. Și mi-a spus, ai textul din 1 Samuel 3. Wow! Eu așa ziceam, ok, acum predic ultima dată, după aia îmi fac bagajele și mă duc. Era joi. M-am rugat Domnului și am zis, Doamne, de atâtea ori mi-am făcut eu schițe de predică. Și am încercat să predic cum am putut eu. Și n-am mers nicio predică. Dăm tu un cuvânt. Am avut o revelație frumoasă din partea Domnului. Dar în momentul acela, ca aici vreau să ajung. Cineva mi-a dictat efectiv o predică. Era vocea Domnului, care mi-a spus, scrie, și dacă vrei, scrieți și tu predica asta și predică unde vrei, că nu mă deranjează. Titlul era Un glas în noapte. Și l-am scris Un glas în noapte, apoi punctul numărul 1, Un glas care te cheamă pe nume, punctul numărul 2, Un glas care vrea să te învețe, punctul numărul 3, Un glas care nu trebuie ignorat și punctul numărul 4, Un glas care trebuie ascultat oricând. Și apoi mi s-au dictat referințele efectiv biblice. m-am dus să predic, dar cum a spus fratele mai de mult, că nu te-ai rugat tu, ci Duhul Domnului, n-am predicat eu, ci Duhul Domnului. Prezența aceea mi-o doresc mereu. Dragul meu, dacă ai trăit vreodată experiența care am trăit-o și eu, mai înțelege. Și aș vrea să dea Domnul să o trăiești. Să cânți odată numai sub inspirația aia, sub ungerea aia Duhului Sfânt. Îți spun că după aia îți dorești mereu să cânți așa. Să reciți odată sub inspirația, sub puterea aia Duhului Sfânt, o să-ți dorești mereu să faci așa. Ultimul lucru care vreau să-l subliniez, atunci când suntem plini de Duhul Sfânt, ni se reamintesc mereu Scripturile. De unde cita Petru? Din Ioel. Este scris, asta e împlinirea ceea ce spune Biblia în Ioel. Duhul Sfânt ne-ar aduce aminte, dar ce să ne aducă Duhul Sfânt aminte dacă noi n-am citit Biblia? Eventual Duhul Sfânt ne aduce aminte mereu n-ai citit Biblia, n-ai citit Biblia. Și tu lasă, lasă, Doamne, că o citesc, că o citesc mâine, o citesc poi mâine. Și la mâini pe Duhul Sfânt, așa ca un copil. Duhul Sfânt îți aduce aminte ce spune Biblia în încercările cele mai grele ale vieții. Când vei trece prin încercări amare, dacă tu ai citit Biblia înainte de aceste încercări și Duhul Domnului îți va aduce aminte de ce spune Biblia, vei înțelege atunci ce bun medicament este cuvântul Domnului. Ce bun alinare, ce bun confort este acest cuvânt al lui Dumnezeu. Dar fugim de confortul acesta spiritual și vrem să ne facem noi confortul nostru personal. Și suntem tot mai seci, mai goi și mai inconfortabili. Petru știa bine ce spune eu el și Duhul Domnului, cum a spus Isus. El vă va aduce aminte, adică Duhul Sfânt. Când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi, vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Va face lucruri minunate. Va fi cu voi și în voi. Lumea nu-L va primi pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaște, dar voi îl veți cunoaște pentru că El rămâne în voi și va fi cu voi. Aș vrea să mă opresc aici, să facem o rugăciune. Asta se întâmplă când Duhul Sfânt se coboară, lucrurile se mișcă, ești pus în mișcare. Când Duhul Domnului se coboară, ți se schimbă vorbirea, vorbești într-o altă limbă, dar nu numai limcerești cerești sau omenești, ci chiar și limba maternă în care vorbești îți este schimbată. Vorbeai vulgar înainte, nu mai vorbești, blestemai, nu mai blestemi. Vorbeai cum nu trebuie înainte, nu mai vorbești, pentru că tu ești un om schimbat de Duhul lui Dumnezeu. Când Duhul Domnului se coboară peste tine, când Duhul Domnului se coboară peste mine, ieșim dintre zidurile Bisericii și suntem gata să spunem și altora: Prin viața pe care o trăim, îi mișcăm pe alții. Când Duhul Domnului se coboară peste noi, avem în noi Scriptura și orice circunstanță din viață vine dură, cât de dură ar fi ne amintim de ce spune cuvântul și ne simțim liniștiți. Merită să se coboare Duhul Sfânt peste noi? Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să facem o rugăciune din toată inima și să-i spunem, Doamne, vrem la rugăciunea asta să fim mișcați. Vreți să fiți mișcați? Frați, bărbați, vreți să fiți mișcați? De Duhul Sfânt. Surălor, vreți să fiți mișcate de Duhul Domnului? Fetelor, vreți? Surorilor și fraților de la cor, doriți? Haideți să facem o rugăciune să ne miște Duhul Domnului. Amin.